În câteva cuvinte despre vizita pe care elevii școlii dumneavoastră au făcut-o astăzi la Stadionul Gloriei. În primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne-ați facilitat această legătură. Apoi a fost dorința elevilor să meargă în școală altfel, să vadă un antrenament de fotbal profesionist. Și noi am fost de acord, părinții de asemenea au fost foarte receptivi la această inițiativă, iar elevii, după cum vedeți, sunt super încântați. Dacă vreți, și un al treilea motiv ar fi faptul că întotdeauna am fost suporter al acestei echipe, sunt din generația aceea care a auzit de Gloria Buzău de la radio, nu prea făceam o diferență prea bine între Făt Frumos și Tulpan, de exemplu, sau Dudu Georgescu, și eu foarte mare plăcere ca în momentele acestea dificile să fim alături de această echipă, aflată, după cum știe toată lumea, în flag de desfințare. Cum s-au simțit elevii dumneavoastră pe durata orelor petrecute aici la stadion? Au apreciat foarte mult calitatea ierbii, fiind crescut mai mult printre calculatoare, a fost o adevărată revelație pentru ei să simtă iarba. Au cam obosit ceea ce ne dă o nouă de gândit că trebuie să facă mai multă mișcare, dar în general atmosfera a fost foarte deconcentrantă. Încă o dată vă mulțumesc pentru inițiativă. Credeți că astfel de inițiative pe viitor pot fi aprofundate în școală altfel în acest program? Întotdeauna. În școală altfel, noi chiar vrem să facem o tradiție din punctul acesta de vedere. Ne pare rău că nu ne-am gândit mai de nou la așa ceva. Îl felicităm pe domnul Ion Viorel, fiindcă ne-a permis să asistăm la un antrenament de fotbal profesionist, fiindcă elevii trebuie să înțeleagă că în viața reală lucrurile sunt mult mai complicate și fără seriozitate și fără antrenamente de genul acesta, nu au nicio șansă să reușească. Am rămas surprins, o parte din fete la interviu cunoșteau câți jucători sunt, câte schimbări sunt. Sunt câteva fete suporterițe, să le spunem așa. E o adevărată dispută în pauză, Steaua sau Dinamo, când sunt, mai ales că au prelegiu să joace anul acesta de mai multe ori. Eu personal țin cu Steaua, cine ține cu Dinamo trece la hartă, dar, mă rog, toată lumea are 10.